Poate gujia, că noi locuim în București. Are o bicicletă cu un cric foarte scump. Care acasă un Golf 4 vechi? Hai să vezi ce tobă de eșapament are! Eram tu prea dar urma să mă deștept curând. Pentru că trebuie să aud că am gheagă reflex. Prietenul meu era deja fumată de rușine. Tasul era prea oricum, tasul era prea corporatist ca să înțeleagă. A fost o seară pe cinste, noi încă mai suntem împreună 5 ani mai târziu. Eu am înscris campania lui Măsa de publicitate din ziua aia la Cannes. A luat gol de tot bine. M-am luat o bucătărie de vară cu barosul. Mi-am imaginat constant această mamă către o fătucă de la oraș cu barosul. Are un cârnat lung. Vii cu vii, morții cu morți. Pentru context, fratele mamei și soția lui stau la bloc, dar au cumpărat o bucată de pământ la ieșirea din oraș. Acolo au făcut o casă și o grădină de legume din bucăți. Nu știm exact de unde face rost de materiale de construcție, dar din poveștile lui am dedus că ia resturi de la alți oameni sau din gunoi și ar permite să ne ia din gunoi. I don't know what's going on in his little mind. S-a făcut și un balansoar pe care de curând mi-am făcut curaj să mă așez. E din bucăți, mi-era frică să nu cad. E chiar nice, comod. Începând să mă relaxez și m-am lăsat pe spate când am întors capul spre dreapta. Am stat puțin să mă uit cum e făcut și am observat că pe unul dintre lemnele care îl susținea scrie ceva. La observație... La o observație mai atent am realizat că era crucea de lemn a cuiva. Unchiul meu și-a făcut balansoar din crucea unui om. E literalmente vorba cu să-mi fac schiuri din coșciugul mătii. Născut în 1932, decedat 15.9.2016. No! No! Celebrate victory. Learn from defeat. No! Pune, nu ce-a filmat din cimitere! Pune, crucea cuiva! Nesimterea de a nu șterge. Băi, puteai să dai un șmigel și să ștergea scrisul ăla. Vă-l-o mărții. Am schimbat crucea cu ceva din manuală și-a uitat asta la voi. Taci! Taci! Nu ne interesează discuții raționale. Vreau să cred. Vinicul ăsta s-a dus în cimitir, a scos o cruce din țâțâni, a plecat cu ea la braț, a ajuns acasă, a plecat ciocane și a lipit-o la balansoar. Nu, de ce? De ce stii povestea o greșe așa? O, era aruncată la lumea cu ei viață! Discozele unui viteaz. Bună seara aceasta. Doresc că am vorbit și cu voi subiect pe care l-am ținut ascuns. În urmă, în câteva luni, am zis că bunicul meu a fost la final de zile este rezum să fie și capul unei gripări periculoase din sufletul Elteniu. Face bizniță cu ajutoare de la nemți. Totul a început în timp ce încercam să-mi câștigă bine cinstitele. În urmă mea, nu avem habar de ce s-a întâmplat la camera. Deci, nu, erau famată. Deci, că filmul este în săplană asta. A ajuns aprezentatorul de bunicul meu. L-am imaginat pe filmul să creamă. Sără de aia din doli, știu, felice din doli. Norindele reciproc, eu continui munca la drum, în timp ce din camera alăturată aud vocea impunătoare a bunicului răstind următoarele. Nu știu, doamne, cine e, că sunt plecat în Slatina. Eu am luat-o spre cine și m-am zis, și că ne-am mutat în Slatina. Ultima oară când am verificat, eram în Craiova. Vocea îi răsună în continuare. Dar ce, domnule, de ce nu veni după mine pe mine? Da, acolo sunt foarte multe cărpuții, să știe. Mă gândesc că ar trebui să intervin. Cine știu, fiind cerca vreunul să-mi trăiască pe bunică mea. Dacă încolo ce să vezi? Era de mai știu, era și în toată povestea. Vizi și omul meu la o bunică celestă, niște bucătini, niște bunițe, al meu își trăia viața la maxim și se gândise să tragă un telefon pe dreapta. Îi smulg din mână obiectul contondent în timp ce el stătea cocoș mândru în fața mea că scosese mare avere. Din telefon. Alo, alo! Vreau telefonul înapoi! I-a răspuns Lola la telefonul furat! I-a răspuns Lola la telefonul furat! Clasic Oltenia.
Mă uit la bunică mi-o, mă uit la telefon și după mă întreb la ce telefon mă uit. Închid repede apelul panicat și le iau la rost pe bătrân. N-ai să vezi așa ceva, supărat, nevoie mare că i-am stricat combinația, că ce mă bag eu în treburile lui? Auzi ce-mi zice, că la oricum probabil era un bețivan, că stătea și el pe băncuță la berică și s-a gândit că nu i-ar strica un telefon în plus. Poate scotea și el consumația și cumpărăturile din piață. Nici n-am ce să zic, să-l văd pe bunică mi-o la 80 ceva de ani în jeans, cu o jachetă de piele întoarsă de pe vremea lui Pazvante, cu mâinile în buzunar și cu o căciulă rusească din blană de oaie, cam într-o fâsnă de la cât se agitase, dându-mi o replică tip anilor 80. Ce zici, flăcăule? Scoți-i târguiala pe ziua de azi! Scoți-i târguiala? A furat un Nokia, Nokia Lumia, un Allview. Să mă supăr pe el, să-l sun pe omul ăla, să-i dau telefonul, să râd de isprava lui bunică-miu, să-l dezamăgești, să-i spun că nici berea nu și-a scos-o la cât de vechi era telefonul. A furat un Corby. Peste, după câteva comporuri telefonice cu proprietarul telefonului, puțin cam agresiv pe bună dreptate, am zis că asta e, fapta e consumată și am decis să nu înapoiez telefonul. Wow! Ce familie de jegoși! Decizia luată avea să mă bântuie în zilele ce urmau. Karma funcționează bine și timp de câteva nopți căutam împreună cu prietena mea somnambul prin apartament, sursa unei alarme setate la 4 dimineața, parcă desprinsă din filmele horror. Vă chis! Cum coie să nu-i dai omului telefonul înapoi și nesimțit? Nu coie și... Du-te cu telefonul. Du-te cu telefonul. Da, așa, și ce? Măcar nu-i dădeai cartela în puta mea și nesimțit. Și că da, m-am gândit puțin și ai de cafea la telefonul tău. Bună, Fire! Am pentru tine o poveste weird, dar foarte scurtă. Pe cât de scurtă, pe atât de savuroasă. De fapt, nu este o poveste, este doar o replică ce are legătură cu voi și vine din partea unei cetățene respectabile de 65 de ani, mama. Cu noi, ok. Înainte să blow your mind cu povestioara mea, vreau doar să-ți spun că sunt o fată de 35 de ani, locuiesc în vestul Europei, corporatistă, și streamurile tale mă salvează de la depresie, Doamne ajută! Iar acum, super scurt, am trimis din greșeală video acesta de pe YouTube în care tu și Zlăvog comentați un video postat de Case Bune, cel cu apartamentul din Moșilor. E 114.000 de euro apartamentul? Nu te cred. Nu te cred. Nu te cred că e 114.000 de euro. Eu am zis că gen 80.000 e the joke, că gen atât de dilimați sunt unii oameni. Încă se ceară 80.000 pe căzătura asta. Răspunsul mamei e aur curat. Nu-mi plac ăștia doi cum vorbesc. Și de ce nu-i bun apartamentul? Câți ani? Câți 65 de ani? Asta ar fi zis și bunica mea. Că mor eu, asta zice bunica mea. Avem nevoie de la dumneavoastră să ne trimiteți alte povești, dar de data asta fără părinți. De data asta, pentru următoarea rundă de povești, vrem să facem cu cele mai stupide, funny sau crazy cadouri primite. Cadouri. Cadouri stupide, funny, whatever, pe care le-ați primit. Am și o poveste absolut insane cu chestia asta. Nu mi s-a întâmplat mie, dar am văzut-o întâmplându-se, abia aștept să o zic. Aveți temă pentru acasă. O să avem și o colaborare tip sponsored cu acest video de YouTube. Dacă vă vine să credeți cineva a zis că vrea să ne dea bani ca să vă audă poveștile stupide, fac bani pe crica voastră, ca să n-ați înțeles. Chinuiți-vă și voi mai bine, da? Că să uită oamenii și probabil trebuie să zic că, păi, ai văzut cum a scris la povestea? Hai să ne uităm la Ikea, că o ducem așa la nesfârșit. O altă postare tip scandal pe internet. Domnul Ikea a pus steagul LGBT, că na, 2021, s-a dat direcțiune de la Suedia, s-a pus steagul LGBT. Și avem comentarii foarte bune aici.
Ikea zice, steagul cu cubeu ridicat în fața magazinului Ikea. Astăzi este Ida Hot, ziua internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei și începutul campaniei noastre. Iubirea există și în afara celor patru pereți, e în colaborare cu... Mă rog, au făcut o... Nu știu dacă e aceeași campanie, dar mă rog, au și colaborare cu Accept România. Ne consolidăm angajamentul pe care îl avem pentru a crea un mediu de lucru inclusiv în care toți colegii noștri LGBT+ se simt bineveniți, respectați și apreciați pentru cine sunt, în calitate de companie în care este ghidată de viziunea de a crea o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai bine Ikea plătește taxe. Drăguț, pentru România, sincer, pentru România și pentru nivelul din România și pentru nivelul de sperietură la care sunt brand managerii în România, sincer, foarte șmecher. Sincer, adică mult mai mult decât o postare pe... Și că, știi că erau postările alea, când lucram eu în publicitate, fix asta, trebuia să faci o postare care, de care oamenii queer să se prindă, sau aliații queer să se prindă, dar să nu fie evident, să nu fie evident că tu zici susțin LGBT. Deci să nu fie evident, dar cumva oamenii progresiști să se prindă. Și adică față de Odaia... Știi, față de o glumiță de aia bășită cu două sticle de cola care se pupă, a lot better, sincer, a lot better pentru țara noastră. Și desigur, avem foarte multe comentarii progresiste, dar aș vrea să le văd pe alea neprogresiste. Am prins la început, dar acum văd că au primit foarte multe like-uri astea progresiste. Lăsați politica marca Bruxelles și faceți mobilă! Așa vor arăta viitoarele femei suedeze? Efectiv, este... Sorry, trigger warning, este festivalul homofobiei. Homofobiei, transfobiei și așa mai departe. O să încerc să sar peste alea care sunt absolut oribile, să le citim pe astea care sunt mai degrabă funny. Diavolul nu mai îngrozește. Diavolul nu mai îngrozește, atrage. E mai periculos decât înainte, pentru că de ce te îngrozești, știi să te ferești. Iar de ce te atrage, nu vrei să te ferești. Mitropolit Bartolomeu Anania. Onania? Ha! Ha! Un progresist aici susține onania. Sunteți magazin de mobilă, nu formator de opinie. Formarea de opinie, faptul că ai agățat un steag cu cubeu. Așa se formează opiniile, prieteni. Bă, băieți, m-ați pierdut de client, da? Să mor tu, Valentin. Și unde te duci să faci cumpărături? La Dedeman, unde te duci? Ți-e rușine. M-ai pierdut ca client, efectiv. Lanțul monopolistic din toată lumea care vinde mobilă. Unde te duci? Unde te duci? La Vivre. Meeting de urgență la sediul principal Ikea. Bă, băieți, bă, băieți, l-am pierdut pe Valentin Licandru ca și client. Ce facem? Mai multe icoane, femei goale. Ne doare... Ah, ce bun! Ce bun! Și Valentin zice, știi că noi români avem o vorbă, vestea bună merge ca melcu, vestea rea merge ca glonțu. Da, e o vorbă foarte cunoscută din România. Când niște zeci de mii de oameni vor interioriza că Ikea e pro-LGBTI și vor schimba furnizorul preferat de mobilă și decorațiuni, unde te duci, coane? Unde te duci, la Mob Expert? Unde te duci? Unde te duci, la Mob Expert? La o piață de consum de mărimea României se simte undeva în 2-3% în cifra de afaceri. L-a făcut planul de afaceri, nu se poate. Eu sunt unul dintre aceia care spun franc ceea ce am de spus, dar nu toată lumea e ca mine. Dacă grupul crește spre 100.000 și mai mult, au de câștigat afacerile autohtone, nu doar multinaționale, ceea ce nu e rău deloc. Alții tac și fac. Așa că mai ușor cu aberațiile contează ce se întâmplă oriunde. Literalmente pe toate studiile, de fiecare dată când e un căcat din ăsta, eu am mai tot zis, de fiecare dată când e un căcat de ăsta de scandal, brand e progresist, conservatori, reacționari, zic nu mai cumpăr de la dumneavoastră. Întotdeauna, pe toate cazurile din ultimii 10 ani, brandul respectiv face profit. Nu a existat un caz în ultimii 10 ani în care brandul respectiv n-a făcut profit de pe urma campaniei alea. Gen, au făcut campania în Q2, în Q3 au făcut profit. De la Nike, Gillette, toate alea care au avut controverse astea, toate au făcut profit. Because this fucking sells. Adică pe lângă că da, sure, foarte bine, foarte drăguț, susținem comunitatea queer, this shit sells. Literalmente, it sells. Sunt studii care arată că dacă te poziționezi ca brand progresiv, o să se întoarcă banii înapoi. Deci dacă investești în comunicare progresistă, indiferent ce înseamnă asta, îți vin banii înapoi. E printre cele mai bune investiții pe care poți să le faci în marketing la ora actuală.
Ikea, respect pentru calitatea și originalitatea produselor voastre. Cât despre steagul arborat, nu am de ce să vă felicit. Persoanele LGBT să stea liniștite că nu îi agresează și discriminează absolut nimeni. Absolut nimeni. Ieri la ora 2, pe ceasul istoriei, ieri la ora 2 s-a făcut referendum să le interzicem oamenilor astora să se căsătorească, deși oricum era interzis să se căsătorească. Efectiv ieri s-a făcut referendum național din banii mei și ai tăi. Nu, dar cine discriminează? Doamne, să mă bată mama. Duceți-vă la orice persoană trans în comentariile de pe Facebook sau Instagram. Efectiv, orice persoană trans din România, duceți-vă în comentariile de pe Facebook sau de pe Instagram. Nu au nevoie de curcubeie să trăiască happily ever after. Zi bună, everyone. Ce troll prost. Omenirea se degradează ușor, ușor, dar sigur. Încă o dată, când eram chiar mulțumită de produsele voastre și serviciul serios de care dați dovadă, mi-ați arătat prin lucrul acesta că nu aveți niciun Dumnezeu, că nu aveți, pardon, nu aveți frică de El și lucrurile de El? Cui e frică mie de El? Ori nu mi-e acum frică de Moris Munteanu, că nu-s nebun. Scuze. Și lucrurile scârboase nu ar trebui nici măcar vorbite, doar mite publicate. Rușine vouă. Actually, la Ikea am reprezentat întotdeauna mulți oameni. O idee care nu discriminează. Vrem ca oamenii, toate orientările sexuale și identitățile... Băi, sincer, m-am uitat și pe Instagram și chiar mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut ce community management a făcut Ikea. Că a răspuns la toți reacționarii ăștia, le-a răspuns foarte frumos. Ați face bine să vă ocupați de mobilă. Propaganda homo nu face bine afacerii. You heard about the gay agenda. Get ready pentru propaganda homo. Mână în mână cu sadomaso, da. Ikea, și era nevoie să o spuneți în gura mare? Îmi place foarte mult că logica oamenilor astora, logica reacționarilor astora e, domne, să facă ce vor ei la ei acasă, dar liniște, liniște că ne deranjați. Ciocu mică, noi suntem la putere, literalmente. Ciocu mică, noi suntem la putere și, adică, am înțeles, drepturi, 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 dar cât? Câte drepturi? Ce vreți, să fiți egal cu noi acum? Pentru oamenii străi, de ce nu e steag aici, a? De ce nu e steag pentru oamenii străi, dacă susțineți pe toată lumea? Ha, Ikea? Ia ziceți Ikea, de ce nu e un steag pentru oamenii straight? Gura mică. Puteți face ce vreți să tolerați, că doar cei pe care îi menționați acum nu strigă în gura mare ce fel de oameni sunt când merg la cumpărături. Indiferența e uneori mai bună decât propaganda. Ah, da, se știe că indiferența e întotdeauna de partea binelui, nu de partea agresorilor. Este totuși propaganda și unui colos comercial nu-i stă bine. Neutru e mai bine. Ah, este cu Pink Floyd. Da. Convenția super straight la Mob Expert. Păi care? Cel mai bine e să fii centrist, prieteni. Când vine vorba de drepturile omului, cu siguranță centrismul nu este de partea agresorilor. Stați liniștiți. Primii care n-au frică de Dumnezeu sunt preoții. Ah, ok, asta e de partea... Ce treabă au produsele cu această zi și asumarea companiei de a se alătura? Ca și cum ar spune un bolnav în faza terminală că nu ar merge la... Că nu ar... Ah, ok, e ok. Nu, da, ok, era pro. Că nu se înțelege ce zice. Cristian Pomor. Ah, iată, clasicul argument cu pedofilia, se știe. Am auzit că e pasionat de Doamne, ce oameni mizerabili. Efectiv, ce oameni mizerabili. Văd că sunt mai multe comentarii pozitive, sincer. Ia uite-o pe asta. Mâine, poimine, o să ceară și ajutor social pentru că sunt discriminați. Ikea, să nu uiți să scoți și un card pentru reducere LGBT și să puneți la casele de marcat câte o cutiuță pentru donații. Yeah, but did they do that? They didn't, right? Nu știu, au făcut ceva discriminatoriu față de tine, Simonica? A, nu? A, ok, atunci, bine. Eu nu înțeleg ceea ce ați scris în postare. Well, that might be a clue, honey. De ce e nevoie de identificare și promovare? Oare nu toți oamenii trebuie respectați? Indiferent de ceea ce spuneți dumneavoastră acolo, de ce e nevoie să promovăm așa ceva? A fost cineva nedreptățit? Noi cumva... Cumva de fiecare dată când, da, all lives matter, da,
cumva, de fiecare dată când mai văd comentarii de astea, încerc să nu să empatizez, gen să-i bat pe umăr, că lasă că sunt și ei oameni, dar să empatizez cumva cu modul de gândire, că adică că e evident că sunt oameni care trăiesc în cercuri în care nimeni nu zice că e queer de frică și care cred ei în mintea lor că n-au întâlnit nicio persoană queer în viața lor. Și că n-au, și în mod evident că n-au accesul la informațiile pe care le avem noi și pentru mintea lor asta e. Păi ce, a fost cineva discriminat? Eu nu cunosc niciun gay, a fost cineva discriminat? Și adică asta e punctul din care vin și chiar dacă e oribil și wrong și tot discurs homofobie, cumva, nu știu, încerc să nu-i înjur. Pe ăștia încerc să nu-i înjur. Încerc să-i înjur pe aia care fac glume cu pomohaci. Mi se pare că sunt oameni care dacă le prezinți informații, poți să-i faci să înțeleagă. Oamenii ăștia care sunt așa cumva semicentriști. Alina, lăsați prozelitismul, dacă și acum încă mai susțineți că problema este mereu la ceilalți, ok. Efectiv, faceți mobilă! Faci mobilă? N-ai voie să susții comunitatea queer! Păcat că vă concentrați asupra unor aberații în loc să vă îmbunătățiți site-ul și platforma de comenzi online. Sincer, Ikea, să mor eu, Ikea, dă-o morții de treabă, că suntem în 2021. Dă-o, lasă-mă, te rog eu frumos, domnul Ikea, te rog eu frumos site-ul ăla, că nu se mai poate. Măi, oameni buni, măi, nu poți să faci o comandă, măi, nu te lasă să-ți creezi adresa site-ul. Și acum au mai și băgat livrarea la 120 de lei. Pentru 3 căcaturi. Adică nu pentru mobilă grea, pentru 3 căcaturi. Fantastic. Efectiv, cel mai prost site. Nu știu cum le dă voie să efectiv aș închide site-ul. Păcate vă concentra... Așa, să vă monetizați site. Da, sunt de acord cu tine. Dacă n-ai fi homofob, aș fi de acord cu tine, Miha. Respectați clienții cu adevărat, nu cu steagul cu cubeu. Ambele nu se poate. S-au pierdut clienții care făceau coadă la hot dog de 1,5. shaming de săraci, că sunt... ce mai avem? Mobilierul Ikea oricum nu vine bine în peșteră. Amazing. Dar cu ura lor față de creștini și față de Biblie e valabilă? Nu! 7. Mioara, Domnul să te binecuvânteze. În țara asta s-a murit pentru demnitate și libertatea. S-a luptat și s-a suferit ca neamul românesc să-și păstreze credința și tradițiile strămoșești. Dar acum a venit acest tăvălug al globalizării cu implementarea forțată a unor, așa zise, libertăți nefirești umane ce sunt împotriva normalității date de dogmile creștine să răstoarne ce este moral și etic. Noi am fost un popor creștin ce l-am iubit pe Dumnezeu. Nu putem să ne schimbăm după cum vor acești dezaxați sexuali. Ar trebui să nu mai fac un om cu o lumânare la profil. Ar trebui să nu mai facem cumpărături, să facă doar partidul LGBT. Hai în partidul LGBT! Partidul LGBT. Măi, femeie, ești din Arad. Ce cumpărături faci, măi, femeie, la Ikea, că ești din Arad? Nu ți-e rușine? Faptul că pledăm pentru o mai mare incluziune LGBT+, la locul de muncă și în societate, nu exclude alte persoane sau alte grupuri. Credem în crearea unui mediu de lucru în care toți colegii se simtă bineveniți, respectați, susținuți și apreciați, indiferent de cine sunt sau de unde provin. Doamne, aceste răspunsuri, PR perfect, efectiv, din manualul de PR, să mor eu. Băi, Ikea, fii atent, dă comentarii așa, agenția lui Ikea, fii atent, dă comentarii așa. Strag la mine, fă! Tu te dai cu de homofobă! N-aveți tupeu. N-am nimic împotrivă, dar sunt curios pentru mulți care au comentat bravo, felicitări, etc. Oare câți dintre ei ar digera ușor o problemă de genul? El n-are nimic împotrivă, dar totuși ne dă o problemă. Să ne gândim la ea. Hai să vedem ce problemă ne dă domnul Cătălin. El n-are o problemă, a zis, el n-are o problemă. Vine Bogdanel acasă de la școală și îi spune lui mami: mami, eu cred că m-am îndrăgostit de Vasile. V-ați gândit așa puțin la ideea asta? Mie unul mi-ar pica cam greu. Dar n-am o problemă! Dar n-am o problemă! Oh, nu, Bogdanel s-a îndrăgostit de Vasile. Aoleu, aoleu. Eu n-am o problemă. N-am nimic împotrivă.
Dar sunt doar curios, eram doar curios, așa, ca idee. Hai să ne întrebăm, hai să ne punem o întrebare. Ia uite, a venit, a venit. 175 de like-uri. De ziua, un om îmbrăcat în drapel. De ziua familiei ați arborat ceva? Nu! De ziua României? De sărbătorile religioase sau tradiționale? Nu! De ziua persoanelor cu autism? De ziua persoanelor cu dezabilități? Nu! Sigur că pot trăi și fără IKEA, iar cardul meu IKEA Family îl veți găsi tăiat la intrarea principală a magazinului începând cu ziua de azi. Omul meu face excursie până în Otopeni să le arunce alora cardul la intrare. Vine omul de la curățenie, de la IKEA. Bă, cred că omul ăsta a fost supărat și și-a aruncat cardul aici. Să duce la directorii de marketing. Băi, și-a aruncat un om, și-a tăiat un om cardul IKEA, l-a aruncat în față la noi. Ce ne facem? Măi, cât de mic să fii, să crezi că this is, că gen, îi pasă cuiva de căcatul ăsta. Cât de... PS. Și dacă aveți impresia că sunt un client, whatever, vă rog să vedeți tranzacțiile din ultimii 2-3 ani. Câteva zeci, dacă nu, sute de milioane. E ok. Avem variante. Nu, n-aveți. În rest, clienții voștri să fie ăștia de nu știu nici măcar ce sex au și stau cu părinții. Căutați în tranzacțiile IKEA. Marketingul de la IKEA. Bă, câte tranzacții! Arăsta, uite cum cori tranzacțiile! Miliarde de tranzacții! Fa! Doamne, pe cine am pierdut? Pe omul meu, Aureliu! Îmbrăcat în steagul României! Oaleu! Corect, eu am tăiat deja cardul! Este inadmisibil ce se întâmplă. Conservatorii. Eu cred că stângiștii sunt foarte snowflakes. Toți tineri ăștia sunt snowflakes, se atacă la orice. IKEA atârnă o bucată de material. mi-am tăiat cardul și o să vi-l arunc în față și este inadmisibil ce se întâmplă și o să-mi dați faliment din cauza că nu o să mai cumpăr eu fotoliu de la voi la 700 de lei. Aureliu, trebuie să porți un material de textil peste față. Nu mai cumpăr de la voi, ce vreți să mă vaccinați, să-mi băgați chipul în mine? Cine mai cumpără de la... Extraordinar de bine punctat, domnule. Totul este pe dos în ziua de azi. Păi vă dați seama că nu e ironic. Adică și cu oamenii ăștia încerc să empatizez cumva. Vă dați seama că e ironic, ei cred că cumva sunt ignorați de societatea modernă și că și-au pierdut cumva glasul și, cum să zic, că nu se mai simt băgați în seamă, practic, de nimeni în jurul lor. Și că se prind că în ce căcat cred ei cu familia tradițională și la moare pe zi ce trece în mainstream media și în la. Și faptul că văd filme în care joacă persoane de culoare e un atac asupra lor. Îți dai seama, cum o fi să trăiești în lumea asta în care să te supere aceste culture wars? Fantastic. Ei cred că homosexuali există de 10-20 de ani și pe vremea lor nu existam, da. Da cu liber. Avem dreptul la a nu vă vedea în spațiul public prin obscenitățile voastre. Noi ceilalți nu ne arătăm plăcerile în fața tuturor și am dreptul la a avea toalete în care să nu mă piși din picioare cu unul care o face stând pe closet. Problema omului ăstuia e că nu se mai pișă bărbații din picioare. Păi că ăștia nu mai știu pe unde să mai scoată masculinitatea asta. Ce înseamnă să fii bărbat modern? Ce înseamnă? Bărbatul modern se pișă din picioare. Man, just say dacă te simți atras sexual de chestia asta. Like, it's fine. Orlando, e ok, omule. Noi te acceptăm.
Sincer, nu e nicio problemă dacă ai fantasii sexuale cu stegarul, cu stegarul Duck de la Antena 3. Sunt oameni aici care se uită la Jojo. Ikea, te-ai dat la fund și tu. A spus cineva aici într-un comentariu cine agresează pe minoritarii ăștia. Eu zic că ei strigă în gura mare perversiunile din dormitor. Who does that? Persoanele queer nici măcar nu se sărută pe stradă tocmai că știu că o să se uită toată lumea urât sau că o să-și ia bătaie sau nici să țin de mână și așa mai departe. Cum urlă în gura mare? Și de când un magazin de mobile e preocupat de chestii ce țin de sexualitate? Dar de când ești preocupată de chestii care țin de sexualitate? Cine te-a pus pe tine în charge de să vorbești despre sexualitate? Ați angajat vreun flower power la partea de design? E ceva mai boomeristic decât denumirea flower power? Hai să continuăm. Ați angajat vreun flower power la partea de design? Lucrează la voi pe partea de achiziții? Ați achiziționat dildo-uri să vă le băgați în cur. Păi să nu-și mai confunde dormitorul cu locul de muncă. PS, Dumnezeu e sus și vede. Vede cum ne băgăm jucării sexuale în cur. Au nevoie de ajutor specializat oamenii ăștia. Da, gay conversion therapy, dacă se poate. Normalitatea este dovedită științific, concret. No, it's not. Literalmente, it's not. Sursa dovedirii științifice, crede-mă pe mine, o lache la chionisă de pe internet. Normalitatea este dovedită științific, concret, prin unirea unui bărbat cu o femeie rezultă viață. Asta era știința. Că prin unirea dintre un bărbat și o femeie rezultă viață. Ok, bro. Restul nu e ceva normal, așa că să ține pentru ei ce fac între patru pereți. Nu mai urmăresc pagina asta să nu mai aud de Ikea. Bleah! Nu le spunem oamenilor cum trebuie să-și arate dragostea. Pledăm pentru o lume care să includă toate tipurile de iubire și în care nimeni să nu simtă nevoia să ascundă cine este sau pe cine iubește. Foarte frumos spus. Păi și ce facem acum? Le dăm medalii, le zicem bravo și la mai mare? They literally did not do that. Nu este normal. Bărbați și femei este normal. Păi ce creier de maimuță să mor eu. Îmi pare rău, doamna Dana, dar să mor eu, ce creier de maimuță. Femeie cu bărbat bun? Cu gay? Rău, rău. Restul să se trateze. Plus că nimeni nu-i hărțuiește. Femeia mea cu literalmente o propoziție mai sus le zice persoanelor queer să se trateze și pe urmă în următoarea propoziție zice că nimeni nu-i hărțuiește. Prea vor să fie băgați în seamă, să zic așa. Nu societatea are o problemă, ei au una. Să nu mai șai drepturi. Cine discriminează? Să nu mai ceară drepturi. Că au deja prea multe. Să se îndrepte being straight. Asta e traducerea în română. Să fii îndreptat, să fii drept. Ne tracem din Decebal și Traian, nu din Adam și Eva. Sau să facă ce fac ei în continuare, dar la ei acasă. Punct. Ikea, accesează pe mobil, acest subiect te depășește. Păcat că ați abordat o strategie de marketing total neinspirată. Nu vă mai luați după nebunii care vă propun asemenea reclame. Scandalul vinde, dar nu pe teme de-astea. Iar voi un brand... E și expert în marketing, femeia mea, acum. Iar voi un brand renumiți, vindeți și fără așa subiecte de cancan. Subiecte de cancan. Drepturile omului. Subiecte de cancan. Drepturile omului. Fata de la pagina 5, literalmente. Bine, Mihaela! Bine ați venit în Parlamentul European! Astăzi vrem să discutăm despre cancanul drepturilor omului! Apreciez bunul gust în materie de mobilă, nu și lipsa bunului simț. Vă lipsește bunul simț când pledați ca fiind ok să fii pe invers. Rușine Ikea, să vă treacă pragul doar cei pe care îi promovați. Am admirat Ikea, dar văzând acest drapel mi-a schimbat părerea. Scârboșenile lucrurile murdare, indivizi cu aberații comportamentale, sunt străine poporului român. Și limba română e străină poporului român, nu știu cum de cum se face. N-am treabă cu ei, dar nu trebuie aduși în prim plan, să rămână în întuneric, nu în față. Rușine Ikea. Au meu, figurine, torturi, pastă, zahăr. A dat o poză din Biblie unde a subliniat tot. Totul e important. Figurine, torturi, pastă, zahăr. Creștinul de care aveam nevoie. Doamne, caie.
Ikea România, încurajat de depravarea societății prin imoralitate. Pentru viitorii comentatori, Dumnezeu urâte păcatul. A, urăște păcatul, dar iubește pe păcătos. Și Ikea îi zice, du-te, da, măti. Nu știți cum arată steagul straight? Înnebunesc tot consolul. Dar al lor de, al nostru de ce nu-i colorat? Al nostru de ce nu-i colorat? Hai, gata cu Ikea. Nu uitați să dați like și subscribe. Sau unlike, dacă sunteți un unlike, lol, dislike. Deci o doamnă a și fugit. Bro, a dat cu ușa peste ea. Da, lasă să iasă. Mi-a dat din antena cu ușa peste ea. Sunt... Salut, Alex. Da. Mi-a dat cu ușa peste ea. Lasă să iasă. Lasă în pace să iasă. Deci o doamnă a și fugit, nu știu ce. Vă rog frumos, please go there because I know to identify you. I don't know who are you. I don't know who are you. Doamna, because you have a dar nu sunteți poliție. Este cabinetul meu, este proprietatea mea. Mi-ați spus că faceți un interviu, nu că vă bateți joc de mine. Doamna, iar eu nu vă permit, nu. Nu i-au plăcut întrebările mele, zic că eu pus aia întrebări. De ce ești antivaccinistă? Și cum adică, dar nu vă pe cum, nu vă permit. Efectiv asta s-a întâmplat, vă zic. Am nevoie de poliție, vă rog frumos. Because? Mai rugat să spuneți câte persoane sunt acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una a fugit. Nu a vrut să se legitimeze. Aproximativ 600 persoane. Da. Vine un echipaj. Mulțumesc frumos. Deci, doamnă, haideți să... Da, am deschis și declarația Deliei, imediat ne uităm. Vă spun ceva, eu nu sunt bătaia dumneavoastră de joc și al lui Rai 1, da? Ați spus că faceți un interviu, nu că vă bateți joc de mine în office-ul meu. Ce ați făcut dumneavoastră... Își face self-report, literalmente își face self-report. Cum a zis la început? De ce i-a acuzat la început? M-a amenințat în propria mea, în propriul meu cabinet. I-a acuzat cu amenință la început și acum își face self-report și zice că, domne, că și-au bătut joc de ea. Deci nu te-au mai amenințat și-au bătut joc Twitch, de tine acum. Deci nu te-au mai amenințat acum doar își bat joc de tine sau cum funcționează? Mai își face self-report, straight up. Wow, you're gonna break the Twitch, o să-ți stricați Twitch-ul. Iar mă râdă că ai văzut că Dan Negru e apărarea lui Șoșoacă, nu îl urmăriți de mult pe Dan Negru. Dan Negru a fost vadimist și șoșocizi întotdeauna. Una voastră aici este o bătaie de joc la adresa mea, pentru că și nu vă dau voie să filmați în office. În momentul ăsta ștergeți absolut, absolut. Deci din office-ul meu în momentul ăsta ștergeți absolut tot. Deci nimeni nu pleacă de aici, tradui. So, this is my office, it's about my person. Măi, își face self-report, o bagă la sechestrare de persoane. Măi, doamna avocat, doamna avocat, intrați pe sechestru, doamna avocat. Nimeni nu pleacă de aici, zi să mori tu. Doamna avocat, care se bagă singur în penală. In this moment, you erase everything you filmed. I do not agree to take this film. Now. Doamne, biroul lui Vadim Tudor, dragi prieteni. Erase everything, please. Deja are dosar pe sechestrare, i-au făcut dosar pe sechestrare după azi. N-ai cum să-i fac atât de repede, n-ai cum să-i fac atât de repede. Poate o anchetează pentru, sau are dinainte. I want to see. Ok. Yeah, because what you did here, it's... Măi, Șoșoacă, i-ai primit pe ăștia cu salatinii pe masă. I-ai primit pe ăștia cu salatinii pe masă. Salatinii. You want it here to make a scandal. I-ai primit pe ăștia cu salatinii pe masă și cu mersi, e felul tău de a-ți mulțumi. Nu ți-a convenit ce întrebări ți-au pus și le faci și te chestrezi aici? Erase everything you filmed. I do not agree to take this film. Now erase everything. Erase. Now. I want to see. Okay. Yeah, because what you did here, it's a... Ah, și da, oricum n-are cum să-i facă care imunitate, deci probabil avea dinainte dacă are. It's a criminal. You are against a criminal law, yeah? It's not murder, it's criminal law.
infracțiune. Explicații pe limba. Jurnalista italiană Lucia Goraci a formulat o plângere la secția 4 de poliție din București împotriva senatoarei Diana Șoșoacă, susținând că a fost sechestrată și că soțul ei, Dumitru Silvestru Șoșoacă, a mușcat-o de mână, transmite news.ro, a mușcat-o de mână. Acum ați dăsat la tine, acum te mușcă de mână. I-a făcut ceas. I-a făcut ceas la... Da? Da? Deci dumneavoastră nu vă bateți joc de mine, nu-mi spuneți că mi-a adresat trei întrebări și începeți să filmați prin biroul meu fără să vă dau acordul. Eu v-am explicat ce-i pe tabloul ăla. Nu v-am dat acordul să filmați aceste lucruri. Nu mi-aș cerut acordul. Eu v-am dat acordul să vă răspund la trei întrebări. Deci problema e că e că a pus cineva camera pe un tablou pe care l-avea. Și în acest moment închideți acea filmare pentru că e la mine în office. Da, acum la mine în office nu aveți dreptul și o ștergeți în momentul ăsta. Da, dumneavoastră. Acum ștergeți. No. Now you have to close because it's in my office. I do not agree. Close. No. Erase everything. Because it's my office. In my office you know. No. In my office. No, if you are in my office. You are in my office. Uite ce smart 2 e ăsta, vă rog eu frumos. Nivelul de smart 2 ală. Yeah, ok, so, erase everything. Erase everything now. Or, no. I don't care, this is my office. This is my office, you are not allowed. Mrs. Avocat, I don't know if you know, you are avocat, you should know, but this is not police section, this is your office, not police section, you can't legitimate people, you can't erase phone data, this is office, no police station, avocată, by the way, avocata Diana Iovanovici Șoșoacă, by the way, avocată, by the way. To film here. I agree with you. I told you. This is my... What language do you want me to speak? This is my office, Macaronaro. Delete the footage. That they will answer three questions. Not what you want. Not to film there. What you say? Or to film here in my office. You were showing them on the camera. No. I didn't show him. I explained to that lady this picture. But not to film. No. We agree with three questions. So, she told me she will get out. Now, this is an insult for me as a senator of Romania. And... De ce vorbești în engleză? Femeia asta e evident româncă. De ce vorbești în engleză? Cu ce nu te ajută cu nimic ca să vorbești în engleză. Literal nu te faci de gâs. Oh, gonna break the Twitch. O să stricați Twitch-ul. Bob the Monkey, salutare și case bune. Se poate să-mi recomand și mie, te rog, un parfum blană de fete. An insult for me as a senator of Romania. And you will pay for this. You and this equipe of Ray One. Auzi, dar asta nu e amenințare cu you will pay for this? Cum exact you will pay for this? De ce? Nu vă accept scuzele. Vreau toată lumea să se legitimeze acum.